Frații custodiei Țării Sfinte s-au întâlnit la mănăstirea San Salvatore. De acolo au mers la frații lor ortodoxi pentru a le oferi urările de Paște. Prima oprire a fost la Patriarhia Greacă, unde au fost întâmpinați de mitropoliții și prezbiterii care trăiesc și lucrează acolo împreună cu Patriarhul Teofilos. Salutul pascal Christos Anesti, Christos a înviat, răsună în vocile și inimile tuturor. Tradiția salutului pascal nu este o simplă formalitate, ci un semn profetic al unei biserici care merge spre unitate și care aici, în Țara Sfântă, trăiește ecumenismul ca pe o provocare urgentă. După frați, Patriarhul Latin al Ierusalimului, preafericirea sa, Cardinalul Pizzaballa, și împreună cu el conducătorii tuturor celorlalte biserici creștine, sirieni, copți, etiopieni, anglicani, reformați, toți se vor reuni într-o logică de recunoaștere reciprocă, care exprimă o anumită aplecare spre deplina comuniune a tuturor membrilor trupului mistic al lui Hristos, care este biserica. În centrul mesajului cardinalului se află tocmai necesitatea de a fi uniți în acest timp și pe acest pământ, în care creștinii sunt chemați să reziste cu iubire violenței, fragmentării și urii ideologice, cu o iertare care izvorăște din dreptatea crucii și care arată tuturor că este posibil un alt tip de societate. O societate fără discriminare și fără aroganță, în care se poate trăi cu cel care este diferit, pentru că în chipul său am învățat să recunoaștem chipul celuilalt prin excelență, care este însuși Dumnezeu. Frații își continuă călătoria în Ierusalim și ajung la Vicariatul Siriac, unde episcopul Jack Jacobus îi întâmpină cu zâmbetul său inconfundabil. Priviți cât de frumos este că frații trăiesc împreună în unitate, spune un psalm, iar acest cuvânt devine trup în cântecele, urările și afecțiunea pe care sirienii și franciscanii le împart. Apoi vine rândul fraților copți, moștenitorii Sfântului Marcu, care păstrează vie marea tradiție a monahismului egiptean din primele secole, și apoi al etiopienilor, o biserică foarte veche care trăiește într-o simplitate extremă, arătând un creștinism discret care traversează secolele. Vizita fraților se încheie pe 8 mai în Patriarhia Armeană. Armenia, prima țară care a acceptat creștinismul ca religie oficială, este un tezaur de comori spirituale și culturale. În mijlocul furtunii care străbate această societate, bisericile devin din ce în ce mai unite, manifestând visul lui Dumnezeu pentru umanitate. Comuniunea între frați care îl cunosc pe Tatăl și trăiesc în prezența Lui, ceea ce Sfântul Paul al VI-lea a numit civilizația iubirii.